Nu e acolo, e aici. Îi blochez cu ajutorul butonului capul și apoi cu ajutorul camerei de luat de deci cu acestor butoane efectiv centrez componenta să devină par pe par, da? Fiind că mulți sunt peste 4 corespunzător. După care îi dau a văzut? Bun. Dar acestea sunt componente cu paduri, da? Cu paduri. Ce ne face când avem componente ca la telefon, fără padă, da? Unde nu vedeți cum să puneți, să centrați placa. Bun. Componenta mea, unde nu văd componente, padurile acestea componente sunt aceste gnuștri, da? Este vechea, aria, bine plasate pe o arie de circuit. Eu depun sistemului. Îți dau la o parte sistemul de lentile, dau componenta mașinăriei, aici e ceva care mi-a furat componenta, observați? Da, te sunt mai încolo. Nu, sunt prezint, fac. Prezint la laborator, fac. Da, fac. Așa. Și acum ce vedeți? Vedeți pinii de subcomponentă și pinii unde trebuie plasat. Dacă vedeți, am deplasat mai mult placa, aceasta e placa de jos. Eu o centrez cât de cât, grosomodo, cu pinii de subcomponentă și apoi cu aceste rotițe reglez să fie pat pe pat. După care sunt sistemul că am reglat tot, îi dau start și liftul care mi-a extras mie componenta mai înainte, în momentul de față mi-o depune pe placă. Ați observat? Bun. După ce am plasat toate componentele, v-am spus mai devreme că eu am depus aici o pastă de lipit. Pasta aceasta este compusă de... Când se prea să intre prin acele două ore, înseamnă cu pastă de lipit. Da? Așa. Și în interiorul pastă de cuptor, cuptorul are un grafic de temperatură, da? Care durează vizita. Și aveți machete pe mine. Trebuie să decoleze în cabină. Aici aveți o altă. Transmiterea de la așteptare la locul. Nu mai ai fost de etapa. Da, de decolare, flapsul se scoate foarte mulți, cam 15 grade, ca să crească portanța să poată să decoleze. Aterizarea se scoate și mai mult. Adică poziția lui normală asta este și e scosă. Da? Se scoate și mai mult, deci e important să scoate și mai mult la aterizarea. Nu crate acolo, nu... Da.
La fece aici am implementat un fel de rotată cu inspector care înțelege cum limba specializat cu câteva instrucțiuni în limbaj de jucărie, ce permite deplasarea unei țestoase virtuale pe o foaie de țestoase care e un fel de creion și poți să-i dau dar ideea este că pot să modific ceea ce scrie în acel program, îi dau rolează și apoi se execută programul respectiv. Da? Bun. O altă aplicație care merge în aceeași notă este o aplicație pentru implementarea unui limbaj. Ajungeți la modele miniaturizate. Acesta este de 5-6 ori mai complex decât ceea ce vedeți aici, dar este mai mic pentru că tehnologia l-a miniaturizat. Deci, pe noi nu ne interesează în mod special la cât, la ce nivel îl miniaturizăm. Pe noi ne interesează să facem sistemul în sine. Deci, ăsta e scopul principal al proiectării noastre. De exemplu, de la universitate, care au creat, observați, pe o tehnologie pe care o pot aborda, că un sistem de dezvoltare pentru studenți să poată să creeze text, să poată să afișeze diverse tipuri de afișări. Nu e foarte, de exemplu, aici o afișare multiplexată, nu e foarte ușor de lucrat, să poată să apese pe taste, să ia decizii. Și totul, softul, totul se bagă în acest microsistem. Deci este dezvoltat de cânta la trompet. Un mecanism de flașnet, adică un mecanism mecanic cu arc care se amplă așa și formă în timp ce vedea lucru. O pompă totul ca într-o trompetă, diferite melodii, adică nu doar că spune în trompet. Arate mimici de expresii, dar cei mai mulți roboți îi găsiți în industrie. Acolo, aproape toată industria e plină de roboți. Asta ca să aveți un pic așa idee despre robot. Și terminăm cu celebra Sofia, care sunt trei. Sofie, de fapt, una singură. Pentru că atâta succes au avut încât trebuiau să le țină prea mult la încărcat, mai mult decât aveau timp să le expună. Și atunci au făcut trei exemplare și când două erau la încărcat, unul le expuneau. Carte foto. Unele din 1937, făcute de producători celebri, gen Carl Zeiss, care înainte de a face lentile optice a făcut aparate foto. O să mai găsiți de asemenea niște aparate de măsură la fel de vechi. Undeva de cele pe care le avem aici de fabricație cehoslovacă, este vorba de cele de aici. Un gramofon de la 1925, un gramofon englezesc, acesta e în Anglia. Foarte multe în România există făcute. El se aude foarte încet că i-am scos restul de cutie de rezonanță. Acesta e mai nou, e un ecograf. Să sperăm că nu o să ajungi, trebuia să l folosiți vreodată să-l folosiți. Aici este o stație, o centrală telefonică, nu știu. Înțeleg foarte mult faptul că până acum 20 de ani, 30, că nu cunoșteam ideea de telefon mobil, dar nici nu ne închipuiam. Era o mare greutate și să îți faci telefon fix acasă. O astfel de centrală care se folosea de obicei în delegațiile oficiale, aceasta chiar e luată de la Serviciul Român de Informații, că era centrala cu care pleca postul. Putea forma atât 8 numere interne, cât și 4 externe. Acestea fiind exponate puțin mai vechi. Am și un radio pe lămpi. Este lămpile de amplificare, sunt folosite și acum atât în aparatură medicală, cât și o medicală în aparatură militară, cât mai ales în tot ce înseamnă stații de amplificare. Tot ce vedeți la concerte, stațiile acelea foarte mari de mii de bani, se fac mai cu lămpi. În plus avem așa, o machetă optici, cum sunt cei de sus. Ce înseamnă optici? Adică îți transmite o rază pe care nu o vedeți, cum sunt acele raze pe care le vedeți dumneavoastră cum filme, că sunt puse în spațiile de protejare și sunt fie acesta de jos. Trimite o rază, când raza se izbește de un obstacol și se întoarce, el este închis. Dacă nu se mai izbește, e deschis. Cel de sus e la fel, dar invers, adică când nu se izbește, e închis, când se izbește, e deschis.
senzori, același prin... Ideea este să folosesc foarte multe în industrie, să văd dacă cu o bandă s-a trecut o piesă sau nu s-a trecut. Senzori de nivel, folosiți de obicei, se pun în capătul unui pas cu apă sau cu ceva și când e plină, se închide, s-a se deschide. Mai mulți senzori. Toate machetele acestea pe care vi le prezint. Pe care dacă o punem pe televizor, mă rog, fiind mai departe, avem un cablu destul de lung și este echilibrat. Da, te vedea acea miră pe care o venești pe machetă, un pic distorsionată, că nu e reglat acum. Da, dacă mergem altă. Pe partea cealaltă. Acum la generator de miră, o să vedeți mai greu să vedeți, acum vedeți la ieșire. Mai complicată, deci pun de stare pitești, îl vedem aici, da, pe cealaltă machetă, tot cum după control este realizat și generează o miră, da, mai complicată, afișată pe acel ecran de tip color LCD. Bun, pe partea, unde sunt niște machete care utilizează diverse tipuri de microcontrole și avem un analizor de semnale digitale cu canale configurabile. Putem să ne alegem un canal sau cu două canale, la fel cu interfață de tip touchscreen. Da, putem alege. Deci asta este făcut cu Arduino. Asta este cu microcontroler de PIC. 32 de bits de la microchip. Celălalt este, asta o funcție de 1, 2 sau 4 pentru vizualizare odată. O să dau pe 4 canale și aici mi-arată semnale de pe cele 4 între simultan sau mai avem un canal sau cu două canale, adică exact ca sunt. Au pus și la ea acum. Hai, Petru. A, nu uit la ea, m-a uitat la mine. Să nu voi ce e cu voi pe aici? Și are o evidență a planului de producție a departamentului ăsta de cutii de viteză. Poate să are în vedere angajații. Angajați, furnizori, clienți, produsele care cuprind ingredientele ce au fost la departamentul de producție. Se pot vizualiza stocuri de produse, vânzările companiei. Domnului decan Mihai Oproiescu, dânsul împreună cu domnul student, o să vă prezint o parte din machetele realizate de studenți. Vă rog să fiți atenți și fără gălăgie la fel, da? Vă rog, fiți cu gălăgie, nu vă rog. Întrebări dacă aveți la final după ce... Da? Da. Ajung să cap. Vă de a vă prezenta eu realizările. Aceasta și comanda se face prin portul paralel, prin instala calculatorul ăsta. Și hai să setăm cum funcționează. Deci, în primul rând, să o alimentăm. Da? Sursa de alimentare, alimentează driverele și motor de parcupa. Sau din sunetul de la faptul că ele sunt acum alimentate. Și dacă, de exemplu, vrem să pornim, să introducem, de exemplu, niște pași, să zicem că vrem aici să se miște motorul ăsta de sus, deci ăsta, cu 50 de pași. Da? Uite, vedem că i-am dat de 7.
Aceste mici leduri și uite, de exemplu, dacă vreți vine noaptea, trecem intersecția modul lumină intermitent, da? Că la orice intersecție. Dacă lăsăm așa și apăsați voi pe un buton de ăsta, apasă tu pe un buton, ăsta, așa, o să observăm că după câteva secunde începe să ligăre verdele pentru mașini, da? Ca la orice intersecție, ca să punem vedere șoferului că se va schimba pe roșu, uite, acum e galben pentru ei și roșu și s-a prins verde ca să treacă pietonul pe aici, da? Între timp, mașinile sunt blocate, da? Uite, sunt blocate. Acum, după un timp, o să înceapă să ligăre pentru pietoni, pietonii sunt avertizați că o să se schimbă verdele pentru ei, s-a pus roșu pentru pieton și după o pauză iată iarăși din nou cum să treacă mașina. Da? Deci, vedeți? Este funcțional. Hai să ne mai uităm rapid și la asta, cu foarte puțin. Această aplicație este foarte simplă. Uite, bagă tu o bombonică portocalie pe tubul ăla. Uite, și ce trebuie să facă? A dus acolo. Da, bagă un albastru. Știți ce vă rog? Dați-mi o parte un pic așa face că rupe de lumina și trebuie nu, nu, o așa să intre lumina la ea. Gata, acum e mai bine. Uite, vedeți? A detectat că e culoarea albastră. Mai pune un albastru ăsta închis. Sau ce vrei tu, de fapt? Uite, vedeți? A prins LED-ul acolo și a pus-o la albastru, da? Deci, uite, aici se face selecția. Mai puneți o dată. Da, a greșit o dată. Da, puneți. Deci aici se face analiza, uite la LED-ul ăla, acolo este senzorul, da? Și el acum la lumina aia l-a analizat, a văzut ce culoare e și se aprinde aici roșu, uitați, vedeți, scrie roșu, da? Nou culori. Mai pune, uite, încă una, da? Uite, acum s-a detectat că e portocaliu chiar și vezi, s-a aprins LED-ul de acolo. Asta face această mică aplicație și asta este cu pneumatic, o să vă arăt și pe asta. Puteți să, de fapt, scot eu. Foarte mici. Aici sunt curenți mai mari, nu? Da, tensiunile, de fapt. Sunt tensiunile monofazate care le avem și acasă în rețeaua monofazată casnică. Începem cu machetele care le avem în partea dreaptă. Și prima machetă pe care o vedeți că este în stare de retenție se referă la varianta de mașină de spălat care este etichetată aici cu direct drive. Adică motorul electric la cea clasică antrena cumva pentru o curea de transmisie, da? O curea elastică avea dezavantajul că introducea perturbații și oscilații în timpul funcționării. De data aceasta, motorul este direct înglobat pe axul cuvei.
Deci, dacă am putea privi de aici, am tăiat, am decupat cui și curea trapezoidală. Avem o comandă directă și o monitorizare a turației mult mai bine decât în cazul anterior, că atunci trebuia să avem traductoare pe cuvă. După cum știți, funcțiile se setează de aici, din la toace, la uscare, la centrifugare. Și cam atât. Deci este varianta direct drive, care o găsim în magazin. Este și un pic mai, cred că mai scurt. Noi punem în evidență cele trei deplasări pe cele trei axe. Avem un acumulator care se pare că dintre este încărcat să suporte toate. Acum avem cele trei mișcări simile. Da? Mai nou, variantele acestea știți că le putem comanda și din exterior, din buton, da? Deci cu telecomandă. Aici este partea de forță, cu motoarele electrice și deplasări. Da? Acestea sunt lucrurile pe care le-au realizat pe parcursul anului 4. După ce lucrați acolo. Acum trebuie mai e cu ăsta mare? Da, știu că e... E frumos, e aranjat, curat. Așa, de-am uitat ca să-l arătăm funcțional. Am făcut așa ca un tur de-astea, așa da, de... Da, da, da.